Pe pista aeroportului Ștefan cel Mare din Salcea a demarat turnarea primului strat de mixtură asfaltică. Acest produs a fost realizat de noua stație de asfalt amplasată în apropierea aeroportului. Cu acest prilej, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a inspectat șantierul. Potrivit managerului de proiect, Gheorghe Rusanovski, ritmul de lucru este unul susținut. Se preconizează turnarea a 1200 de metri liniar de mixtură pe zi. Respectarea graficului de lucrări este strâns legată de vreme, ploaia fiind cel mai mare dușman al constructorului. El a precizat că beneficiarul este cu plata la zi. Ritmul nostru de lucru va fi prognozat în funcție de timp. Considerăm că totul va fi bine de 1200 de metri liniar pe zi la o bandă de 7,5 metri. Ceea ce înseamnă în jur de 1500 de tone zilnic. Dacă condițiile atmosferice permit, poate acest ritm să fie depășit. Aviația de asfalt are o capacitate de 220 de tone pe oră. La un 8 ore facem un calcul simplu și putem să atingem 1700-1800 de tone. Cu posibilitatea de așternere, finisorul poate să se extinde la o lărgime de 9 metri. Dacă condițiile permit, vom face și asta. Bineînțeles că totul este condiționat de asigurarea resurselor, să putem susținem acest ritm și ne propunem 15 noiembrie ca primul strat de mixtură de 8 cm să fie acoperită întreaga suprafață de 116.000 600 de metri pătrați. Rusanovski a precizat că în paralel cu turnarea mixturii de asfalt vor fi realizate lucrări de canalizare, de amenajare a instalațiilor, dar și de finisarea celor executate la turnul de control și uzina electrică. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a remarcat moderna stație de asfalt și performanțele acesteia. Avantajul principal este că e la foarte mică distanță de aeroport, cred că sunt sub 2 km. Și asta înseamnă că mistura asfaltică care este preparată în uzina de aici ajunge la temperatura optimă pe aeroport. Noua stație poate produce 210 tone pe oră de mixtură asfaltică. Trebuie menționat că bitumul este adus din Polonia, iar griblura care intră în componența mixturii provine de pe un șantier din Pojorâta.